Fotbaliștii au așteptat 20 de minute ca să intre la bază de fotbal a Universității Tehnice, unde studențe s-au antrenat în ultimii 4 ani. Academia nu și-a îndeplinit obligațiunile. În legătură cu aceasta, noi conducându-ne de unul din punctele contractului respectiv, deci le-am făcut un preaviz de reziliere unilaterală a contractului în cauză. După mai multe discuții și implicarea poliției, fotbaliștii au ieșit pe teren, însă antrenorul echipei a decis să anuleze exercițiile. Sunt convins că asta se face special, ca noi să nu avem unde să ne antrenăm, mai ales înainte de meciurile astea. Eu sunt socot decisive pentru noi, Șerif, Dacia. Conducerea stadionului Universității Tehnice a început lucrările de renovare a arenei cu 3 zile până la meciul cu Șerif Tiraspol. Nu cred că Șerif nu are nicio tangență, în schimb e pe mână căruiva om sau a mai multor persoane pentru a ne împiedica de a face sport. Asta este chiar вредительство. Это люди, которые бессердечные, которые делают это на зло молодежи, на зло спорту. Надо найти очаг этого всего. Я считаю, что органы должны на это обратить внимание и наказать этих людей. Partida Șerif Academia se va desfășura la Vadului Vodă. Președintele clubului din capitală spune că va acționa în judecată conducerea Universității Tehnice.